Salutare și bine v-am găsit la forma mea finală, bine v-am găsit la Super Inius. Să începem cu ESL Pro League, competiția care duminică seară și-a aflat campioana. După victoria masivă de la IM Katowice, FaZe Clan mai adaugă un trofeu în vitrină. Deși poate mulți dintre noi nu ne-am fi așteptat la aceste echipe în finală, FaZe Clan și ENS ne-au oferit un spectacol de zile mari, dovedind că CSGO-ul internațional poate produce surprize oricând. Da, nu ne-am fi așteptat ca FaZe să continue performanța de la IM, mai ales după ce au început șchiopătând competiția. Se pare că totuși aceștia și-au regăsit forma, iar în sferturile de finală au fost puși în fața unui test extrem de dificil, Navi. Cu toate acestea, FaZe nu au fost deranjați de dificultatea acestui test și au reușit să câștige cu 2-0, 16-11 pe Inferno și 16-12 pe Dust2. Twist is still there, always heard it. Twist has heard it. Boomich, there's no way. Checks the wall. Twist is scurrying as desperately as he dared to get back to the corner. Boomich looked. Twist still found it. Now it's a 5-on-3. Navi, I said they just had to survive regulation. No one might survive this round. Rops with the kill already onto Electronic. He's not done there. He pops out that AK menacing Perfecto. Gave it to them on a platter. And Simple knows he's in trouble. 1 versus 5. He'll start it off with Kerrigan, but that's because they're running him from the bomb. It's all over. This one's blown up in the face of Navi. FaZe are going to go 2-0 and push their way to the semifinal. În semifinale au dat de Furia, echipa care ne-a depășit așteptările în acest turneu. Norocul brazilienilor s-a terminat în semifinale, unde FaZe i-au dat la o parte, nu fără emoții însă. FaZe au reușit un comeback când scorul era 13-5 pentru adversari, cu Rops în formă de zile mari. Brokey, AWP versus AK. Okay, Serato. Forced to fight. Oh, drop, missed his chance. Brokey missed his shot. Bomb on his back. That would have been the round. Carrigan's posted. It's Rain that delivers. Oh, and 15 seconds. FaZe looking to book a ticket. And they have. De cealaltă parte a bracketului, ENS și-a respectat blazonul de echipă, care joacă foarte bine pe LAN, iar în semifinale au trecut de NIP, fără mari emoții, 16-10 pe Nuke și 16-14 pe Ancient. În finală, am avut parte de o performanță destul de dominantă din partea FaZe, cu ENS încercând să găsească oportunități și să reziste asaltului organizației nord-americane. Nu a fost suficient, finlandezii reușind să câștige doar o hartă în această serie. FaZe au arătat foarte diferit după faza grupelor, efectiv nu au avut rival în acest play-off, iar victoria cu 3-1 din finală este cel mai bun exemplu al acestui fapt. He's going to grab the angle with an AWP. He's not going to shy away. He'll step around that smoke, blinded a little bit, but surely he's going to come back for it. All of FaZe ready to fight. There's the flashbang. Brokey's got one more and there's Rain. FaZe have done it. MVP-ul turneului a fost Rops, pe bună dreptate. Cu un rating de 1.21, estonianul de 21 de ani și-a condus echipa spre o victorie istorică pe care fanii FaZe o vor savura mult timp de acum încolo. Continuând cu CSGO News, am aflat primele vești legate de poziția pe care o vor adopta cei de la PGL cu privire la organizațiile Virtus Pro și Gambit. Așa cum v-am mai povestit, aceste două organizații au legături cu diferiți oligarhi ruși. Mai mulți organizatori de turnee au decis în ultimele săptămâni să suspende drepturile acestor organizații de a fi reprezentate la competițiile internaționale de CSGO. A venit și rândul organizatorilor români de la PGL să clarifice situația acestor echipe pentru următorul RMR. Deloc surprinzător, aceștia nu le vor permite organizațiilor ruse să participe la RMR, dar vor permite jucătorilor să o facă. Vă reamintesc că jucătorii Virtus Pro și Gambit au participat la ESL Pro League, dar sub nume neutre, adică Outsiders și Players. Rămâne de văzut dacă organizațiile vor mai permite jucătorilor să facă asta, dar un singur lucru e cert. Nu vom avea Virtus Pro sau Gambit la Major. Că tot am pomenit de Major, săptămâna viitoare vom face coverage la primele meciuri din RMR-ul european, care se desfășoară la București, așa că rămâneți cu ochii pe Super Inius. Trecem mai departe la Valorant, unde se zvonește că FaZe Clan vor să facă niște mutări interesante. Este vorba de achiziția a 3 jucători de la echipa Ryze. Poised, Superman și Shanks s-ar putea alătura echipei FaZe cât se poate de curând. Se zvonește că Poised și Superman vor juca alături de Baby Bay, Dicey și Poach, un alt jucător proaspăt transferat de FaZe. Shanks ar urma să fie folosit fie ca opțiune de rotație în roster, fie ca rezervă. Se pare că FaZe vor să domine scena de eSports la mai multe titluri. Aceste întăriri vin după ce FaZe a câștigat competiția Boom TV Proving Grounds
unde au trecut de echipe precum Evil Geniuses, TSM și Gen.G. O altă știre din Valorant, ceva mai lighthearted de această dată, ar fi că antrenorul celor de la Optic Gaming nu va putea sta pe scena de la VCT Masters 2022, eveniment care începe în curând. Tradițional, antrenorii echipelor de eSports stau cu jucătorii pe scenă, comunică cu ei, îi încurajează înainte de începerea meciurilor și așa mai departe. Riot le-a pregătit o surpriză acestor antrenori. Nu vor mai avea voie să stea pe scenă cu jucătorii, vor sta în beci. Asta a zis și antrenorul celor de la Optic. 250 de meciuri de antrenament, 5 zile de carantină, 2 luni de calificări, toate astea ca să fiu pus într-un beci. Mulțumesc, Riot. Cu plăcere, dacă ți-e cald, deschide un geam. Un streamer foarte popular a fost banat din jocul PUBG. Da, se pare că Forsen a supărat pe cine nu trebuie și nu va mai avea acces la popularul joc Battle Royale. Acesta a fost banat pentru abuz? Cum adică abuz? Bine, în argument ar fi că te abuzezi singur atunci când te joci PUBG, dar totuși, Forsen nici măcar nu folosea voice chat, deci nu ar fi avut cum să fie abuziv față de alți playeri. Cauza banului pare să fi fost una de natură artificială. Se pare că PUBG are un sistem care banează oameni automat dacă aceștia primesc un număr suficient de mare de reporturi. Forsen, fiind un streamer la care se uită de obicei câte 10.000 de oameni, are mulți fani, dar probabil și hateri și troli. Se pare că cei din urmă l-ar fi raportat masiv, faptă care a dus la banul acestuia în PUBG. Oricum, mă aștept ca banul să fie ridicat, cel puțin așa ar fi normal. Până la urmă, omul n-a făcut nimic. Trecând acum la Fortnite, jocul preferat al tuturor nepoților. După ce Epic Games au făcut o schimbare majoră în joc, anume au scos opțiunea de a construi structuri, developerii se pare că s-au răzgândit. Nici nu le-a luat mult, 2 săptămâni. Ca să înțelegeți mai bine contextul, Fortnite este un Battle Royale, la fel ca și PUBG, pe care l-am menționat mai devreme. Battle Royale e un gen de joc în care câteva zeci de jucători se parașutează pe o hartă și cine e ultimul rămas în viață câștigă meciul. O idee simplă pentru oameni simpli. Diferența dintre Fortnite și alte jocuri de genul e că jucătorii puteau să construiască structuri de la ziduri defensive la veritabile fortărețe. Developerii jocului s-au gândit că jocul ar fi mai interesant fără această opțiune, adică jucătorii să poată folosi doar arme ca în orice alt joc Battle Royale. Evident, decizia nu a fost primită deloc bine de comunitate, iar după nici 2 săptămâni, posibilitatea de a construi structuri s-a întors. A mai trecut o săptămână, a mai apărut un proces de judecată pentru Activision Blizzard. De data asta e vorba de un proces de hărțuire sexuală. Potrivit procesului, o angajată a fost hărțuită sexual și discriminată în timp ce lucra pentru Activision Blizzard. Aceasta a încercat să discute problema intern, dar s-a confruntat cu represalii din partea superiorilor. Represalii, măsuri de reprimare luate de anumite organe de stat împotriva unor persoane sau grupuri sociale ca urmare a săvârșirii unor acțiuni caracter politic, a unor acte de supunere sau de răzvătire. Evident, situația nu e ok, dar din nefericire o vedem prezentă în mai multe companii din industria jocurilor video. Doar în ultimii 2 ani am văzut cazuri similare la Riot Games și Ubisoft. Continuând cu știrile dramatice, Chen Jae Bo, midlanerul echipei de League of Legends LGD, a fost suspendat permanent de Riot Games. În urma unei investigații, acesta a fost găsit vinovat de aranjarea unor meciuri din LPL, campionatul chinez de League of Legends. Investigația a fost realizată după ce o serie de imagini compromițătoare au apărut pe rețeaua socială Weibo, unde Jay discuta despre modul în care meciurile urmau să fie aruncate, despre câți bani urmează să primească și, atenție aici, despre implicarea unui alt coleg de echipă. Jucătorul a fost suspendat pe viață de Riot Games și concediat instant de LGD, care s-ar putea să-l acționeze în instanță. Campionatul European de League of Legends și-a aflat campioana duminica trecută. G2 Esports au reușit o serie incredibilă de victorii în lower bracket, câștigând 12 meciuri consecutive, fără a pierde niciunul. Victoria celor de la G2 vine în detrimentul echipei Rogue, echipa la care joacă românul Odoam. Aceștia au fost învinși în extremis de G2 cu 3-0, iar Odo a postat următorul mesaj pe Twitter. Pur și simplu au fost la un alt nivel azi. O să încercăm din nou și sezonul următor. Într-adevăr, victoria celor de la G2 a fost cât se poate de clară. Aceștia nu le-au dat nicio șansă de revenire lui Rogue, iar după 3 victorii zdrobitoare, G2 și-au recăpătat coroana de campion european. They continue to push forward, Baron Buff. Now Yang looking to flank, Yankos caught out, Yankos shut down, Comp takes it even with the call of the Portugal coming out. The stun onto Caps, he cleanses a little bit late. Rogue trying to defend, they got a man advantage, but what can they do? The shot blast goes wide, Caps still advancing, flash charge, Trippy tanks it, perfect play by the support from Rogue, but the death from below is enough, and the death of Rogue is written in stone! G2 claim their ninth title!
Continuând cu League of Legends, dar pe mobil, echipa românească Control s-a clasat pe locul 5 la calificările pentru WREC, adică Wild Rift European Championship. Deși aceștia nu au reușit să se califice în turneul final, faptul că se situează pe poziția 5-a în Europa îi face pe băieții la Control să fie cea mai performantă și de succes echipă de e-sports din România. Odată cu această performanță, i-am contactat pe cei de la Control pentru o declarație. Este un rezultat foarte bun, deși ne doream și putem ajunge mai departe. Echipa Control va continua să fie una dintre cele mai bune echipe europene la Wild Rift. Biletele noastre, stăpânele noastre. Cine a copiat biletul 1 de săptămâna trecută, a știut el ce a știut, mănâncă bine săptămâna asta. Sper că și biletele de azi vor fi norocoase, așa că hai să-i dăm bătaie. Ca de obicei, v-am pregătit două bilete, unul dintre ele e ca sarmalele făcute în casă. Știi că sunt bune, safe, îți aduc aminte de copilărie și le-ai recomanda oricui. Celălalt bilet e ca o cină la un restaurant Michelin, o posibilă experiență de neuitat, dar și o șansă ca bucătarul să servească ceva mâncare dubioasă de mărimea unei jumătăți de napolitană. Există șansa să nu te saturi și să ai o notă de plată pe care nu vei dori să o arăți nevestei. Dacă vreți să rămâneți la curent cu biletele noastre, descărcați aplicația Superbet, intrați la secțiunea Super Social și urmăriți pagina eSports. Gata și episodul de Super eNews de săptămâna asta. Eu sunt Pop The Caster. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like, share, subscribe și, bineînțeles, rămâneți pe Superbet România.